plouat toată noaptea. Și azi este norat. Puțin cam răcoare, dar nu nimic. Puțin cam răcoare, 30 de grade. Alt templu. Mergem să schimbăm niște bănuți și să ne uităm de bus către o nouă destinație ca să nu stăm prea mult în capitală. Unde stăm la cazare există bus pe Bang Vieng, unde vrem să mergem, dar costă cam $8 de persoană și să încercăm să mergem la stația centrală, poate scoatem un preț mai ieftin. Un preț mai mic. Dacă la noi costă $8 la cazare, poate la stația centrală de busuri îl găsim mai ieftin. Cel mai bun curs de bancă, suntem înapoi milionari, 9 milioane. Banca am schimbat 400. Bancurile, comerț exterior, banca pentru comerț exterior, BCFL. Asta este banca. 400 de euro, 9 milioane, înapoi milionari. BCL. Să nu schimbați în aeroport toți banii, pentru că nu se merită, mai câștigați 3 euro la 100. €1,22,600. În față o statuie cu regele Anovong. 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 Câți elefanței? Căluți. Nu sunt prea multe informații în engleză și nici noi n-am citit înainte. Regele Anovong. Cu toată armata de cai și elefanți. Căluți, dar te sunt micuți. Ce frumos sunt. Cineva a pus un pachet de țigări. Care se găsește pe toate drumurile, pe jos. Cocoșul francez și elefantul, 70 de ani de aniversare. Franța, Laos. Să căutăm bilet de bus pentru mâine. Bagheta de dimineață, 2 lei. Yes, a little bit. Doamne, cum e și pizza? Acesta va fi noul terminal de bus. Înainte de toate, mergem la Life Center să mai cumpărăm niște viață. Încă 100 de ani. Încă 100 de ani de viață. Avem 9 milioane totuși. 9 milioane de laonțieni. Un panda care mănâncă pe căruci. Ce tare fost. Loc de cumpărat mașini. Secera și ciocanul în față. Complex Parkson și la intrare templu, căluții și elefanții. Porumb,
1 euro pentru 2 pungi de fructe, pepene și încă un fruct. Ia gustă, să vedem ce gustare. Nu știm cum se numește local, nici nu vorbesc engleză, dar l-am luat că arăta altfel. Pară? Ca o pară, da. Destul de parfumat. Mâncăm fruct nou, nu știm cum se numește, dar e destul de gustos. Are foarte multă apă și are un gust, zici că e țelină combinat cu pară. Dar nu prea dulce. Dar nu prea dulce, nu e dulce. Dar e chiar bun, mai ales că a stat la gheață și e rece. Mergem să vizităm Cope Visitor Center. Și lângă este Ministerul de Reabilitare Medicală, Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății. Welcome to Cope. Hai să vedem despre ce e vorba. O sculptură de 500 de kilograme în fața noastră. Include pentru oamenii care și-au pierdut viața în atacurile cu bombe. Și vezi că include și cluster bombs. Deci materialele sunt chiar bombele. Oamenii care fugeau din calea bombelor. Pe expoziție este gratuită. Diferite informații de la bombardament US Air Force Bombing Data 65-75. În față avem zona cu roșu care a fost bombardată. Wow! Războiul din Vietnam. Și lângă, după cum am zis, este centrul de reabilitare care oferă servicii oamenilor cu dizabilități care au trecut prin acest război. Imagine. Zilele astea chiar ne-am uitat la o grămadă de documentare cu războiul al doilea mondial. Cu al doilea război mondial. Și în Laos se află cel mai multe bombe neexplodate. Între anii 64-73, US a aruncat în această țară cam 2 milioane de tone de bombe, echivalentul timp de 9 ani, la 8 minute, în fiecare zi se aruncau bombe. Din cauza războiului cu Vietnam, cele mai multe bombe au căzut în Laos. Un copil care caută bombe care n-au explodat în mașințe de bombe. And other UXOs left behind after the secret war, many declared that the task of completely clearing the ordnance in Laos would take more than a century. However, within the last few years, ca să poată să scoată toate bombele din țara asta, le trebuie 100 de ani. Deci și acum sunt. Și acum sunt o grămadă de bombe explodate. Ia uite cum era aici. În gradire numai bombe. Bombe, nu explodat. Faza e că localnicii, din cauza că nu au anumite ustensile, confecționează
unelte din bombele pe care le găsesc și nu știu cât de periculoase sunt. În fața noastră o casă tradițională în care localnicii obișnuiesc să gătească într-o gaură, practic fac o gaură în pământ și acolo fac focul. Și s-a întâmplat ca sub gaura respectivă să fie bombele explodate și așa s-a întâmplat în 2010 când bombele au explodat și i-au făcut varză. Toate uneltele astea sunt făcute din materiale de bombe. Este super tragic când privești în trecut. Un picior de genul ăsta trebuie schimbat la 6 luni. Dacă ești copil. Dacă e copil. Sau la 2 ani, în cazul unui adult. Poate astea sunt donate. Sărăcuți. Acest om și-a confecționat propriul picior din lemn și l-a purtat 36 de ani. După acest timp, cei de la o organizație i-au dat o proteză adevărată. Bă, ce mic e asta de copil? Tot felul de improvizații. Fața noastră este lista cu țările care au aderat la Convenția împotriva bombelor neexplodate. România nu se află printre ele, sunt doar 74 de state care nu au semnat această convenție și care sunt rugate să adere, printre care este și România aici. Spania este, este. Moldova. Moldova pe 16 februarie 2010, Spania chiar din 2009. Noi suntem aici cu Papa Noua Guinea. Mai sunt o grămadă de țări. Bine, asta e din 2020, poate până în prezent au semnat. Țări afectate și două teritorii. De bombe și muniții care nu au explodat. Astea sunt toate țările afectate. Wow! În Liban 4 milioane. În primele 72 de ore. De conflict și peste 1 milion care n-au explodat. Și aici între 2.6 și 6 milioane care n-au explodat. În Irak. 50 de milioane. Wow. Dacă va exista un al treilea război mondial, adio planeta. La câte bombe nucleare există în prezent. Bombe atomice. Sunt destul de multe. 7.8 milioane neexplodate. În Vietnam 29 de milioane neexplodate. Mama mia! 78 de milioane în Laos.
580,000 de bombe. La fiecare 8 minute pentru 9 ani. Making it the most heavily bombed country in the world, per capita, a staggering title that it still holds to this day. Most of the ordnance was dropped in the form of cluster bombs. Released in casings, cluster bombs are designed to split open mid-air, ejecting up to 670 individual submunitions, adică asta, micuț, each the size of an orange. Păi uite-le, în față. O bombă conține 70 de bombe micuțe, de genul ăsta. Around 10-30% of these cluster bomblets, amounting to approximately 80 million of these cluster bomblets, failed to detonate. And many still lie in wait on the ground in Laos today. They are known as bombies, and even decades later, they remain a lethal threat to civilians. Unlike landmines, bombies do not explode when they are simply walked upon. Most often, they are detonated when a farmer accidentally strikes one with a hoe when tilling a rice field. Mai afectați sunt oamenii săraci care muncesc pământul. Plantațiile de orez. Or even when cooking fires are built near to where they are buried. Sau cum faci focul deasupra unui bomb. Bombings have killed or injured more than 20,000 persons. 40% of them children. This continues to be the daily reality of the people of Laos. To reduce the devastating effects of this painful legacy, every day, throughout the country, over 3,000 men and women are conducting UXO clearance work. Thanks to their work, as well as ongoing mine risk education, the number of new casualties has dropped significantly over recent years, from 302 in 2008 to 42 in 2015. Șahul de la spital. În față este și un stadion pentru oameni cu dizabilități. Ce drăguț este orașul! În față mașina Geom. Ce drăguț e! Mare Buddha. Dong Palane Temple.
coșulețele cu cuib de pasăre, bird nest. Am zis să ne uităm cât costă o masă rotundă. De unde? Am venit până la toaletă și am intrat într-un mare magazin de mobilă. 31 de milioane, deci 32 de milioane. Dacă noi am schimbat 400 de euro cu 9 milioane, faceți voi calcul. 1000 de euro. Pescările rulante cu covor. O pasă de dinți locală. Doc Buacu. Ne-am luat sticky rice de la femeia din față, care vorbește engleză mai bine decât oricine până acum. Avea un aparat, punea niște orez în aparat, îl turtea, l-a pus pe grătar, ne-a întrebat dacă vrem spicy, am zis că nu. Cam asta e. Sticky rice la grătar. 1,51 lei. 35, de ce zice ceva, gen 40, de ce zice? Sub un dolar de ori. Baojun, ce ca lumea arată. War Monument. Cât de frumos arată, nu? Poate. Cât de bine, nu? Răcorire. Oh. Oh. Curcubeu. Ah, cât de bine, răcorire. Nu lasă ca lumea? Nu știu. Mă, K-Bank, K-Plus. Apusul. Apus și pește. Mamă. Ia să zici. Ultima modă. Ultima modă din Laos. Curve, adică 2XL. Ce colorate sunt, zici că sunt dintr-un film science fiction. Ce asta? Longani, cred că, nu? Sau ceva de genul. În seara asta servim pad thai cu creveți. Seafood, creveți și tofu. Și tofu. Mm.
Arată foarte bine. 2 euro.